Reprezentanții Acuatim fac apel la spiritul civic al cetățenilor și prezintă un caz de o veritabilă indolență. Pompa de pe strada dacilor din Giroc este înfundată și de trei ori pe zi, iar echipele societății o desfundă tot de atâtea ori. Ieri aceeași pompă a cedat sub presiunea unor obiecte care nu se aruncă în canalizare, un prosop de aproape un metru. Reiterăm, noi nu putem schimba țeava de refulare de 90 de mm, căci are aproape un kilometru. Pompa existentă pe strada Dacilor este de ultimă generație, deci perfectă. Putem schimba doar percepția clientului Aquatim față de propria conștiință, dacă aceasta mai există. Noi credem că da și vă rugăm să faceți apel la ea. Transmit reprezentanții Aquatim. În cele din urmă, echipele AquaTim au rezolvat problema, iar pompa funcționează.